Naratorul se autopersiflează. O altă categorie de texte este cea pe care eu aș numi-o a realismului magic, așa ca să fac o aproximare. E un realism magic foarte special, care evită, să spunem, miracolele pompoase și ostentative ale lui García Márquez. Și se construiește pornind de la obiecte foarte concrete, foarte precise, de la detalii, în aparență lipsite de semnificație. Și o altă categorie, ultima, care mi se pare demnă de menționat, este aceea a textelor, să spunem, onirico-absurde, care merg cel mai bine cu ilustrațiile Cristinei Silaghi. În aceste texte se vede, cred, o influență a lui Borges, tocmai această precizie a detaliului care în loc să risipească misterul îl accentuează și cititorul nu înțelege cum se poate întâmpla asta, ca precizia și concretețea să sporească magia. Însă, spre deosebire de textele lui Borges, textele lui Alex evită parada de erudiție care poate chiar deranja în cazul autorului sud-american. Acest proteism al lui Alexandru, această diversitate a formulelor literare, cred că seamănă foarte bine, e greu să nu te gândești la asta, cu proteismul biografiei lui. Nu vreau să sugerez aici o relație mecanicistă, deterministă, marxist-leninistă între viață și literatură, între biografie și această carte de proză, însă Alex vede viața cum vede literatura. Există un fel de interferență între cele două zone. Nu există o graniță foarte fermă între ele. Cred că toți camarazii și colegii și prietenii lui ne amintim tot felul de povești pe care le spune prin mail, pe Facebook sau pe Viu, care sunt deja literatură. Nu e întâmplător că ultimul text din carte, o autoprezentare a lui Alex, este înseriat după toate celelalte, care sunt proze-proze. Adică autoprezentarea este o proză în plus, nu e altceva, nu e un paratext, nu e vorbire despre literatură, este chiar literatură și aia. Și nu știu, mi-amintesc niște frânturi așa din biografia lui Alex, văzute din afară de mine, care par să continue un fel de roman al vieții, un fel de autoficțiune. Nu știu dacă știți că el a prezentat prima operație de schimbare de sex din România. Și în timpul reportajului de la televiziune era un personaj mai fascinant decât personajul acelui reportaj, personajul adevărat. Îl amintesc în halat și cu boneta aceea, cu vocea lui radiofonică, era absolut fascinant. Apoi, el mai are așa o mistică a autorului. Mi-a spus zile trecute că are pe undeva un balot cu texte. Și am zis, cum e aia un balot? Despre ce vorbim aici? Despre sulul romanului On the Road al lui Jack Kerouac, care pare un sul de Tora, despre Lada lui Urmuz cu texte. Adică e prea literar lucrul ăsta, nu? Ei bine, mi-a zis, da, tata a legat textele mele cu sfoară și am un balot literar pe care o să-l public la un moment dat. Odată mi-a povestit în armată despre problemele de identitate pe care le are intelectualul focșănean, care nu știe dacă este moldovean sau muntean. Și mi-a spus așa, eu sunt muntean. Păi de unde știi? Păi pentru că am aflat eu că Mirkovu trecea exact pe sub blocul meu, dar camera mea era de partea muntenească, de partea valahă. Deci eu sunt muntean, normal, nu? Alex este un homo fictus. Nu contează că din literatura lui se vede doar asta, cartea asta subțirică.
El e un personaj literar, e mai mult decât o persoană, e un personaj literar și cred că nu are de făcut decât să se transcrie pe foaie sau pe ecranul calculatorului. Mulțumesc! Mulțumim și noi lui Mihai Iacob pentru o analiză internă de data aceasta a textului, de fapt al acestor texte, care, deși par așa mici și fragile, și acesta va fi și lucrul cu care vreau să închei astăzi, de fapt sunt cuvintele lui Alex Prescan, nu mi-a luat decât vreo 30 de ani și câteva mii de pagini în două limbi și în multe registre ca să ajung la simplitatea asta. Ori acest lucru ar trebui apreciat, pentru că o carte atât de subțire nu înseamnă întotdeauna, mai ales atunci când este o carte bună, că a fost scrisă într-o săptămână sau în două, chiar dacă procesul acela de scriere a durat doar atât. Toate lucrurile care au dus la contribuția ei, care au adus, de fapt, la crearea ei, toate lucrurile care au contribuit la crearea ei, au fost prezentate aici de vorbitori. Este vorba de o viață, e vorba de o literatură, e vorba de toată activitatea lui Alex Prescan din România și din Noua Zeelandă. De aceea vă invit să cumpărați această carte, pe care o găsiți acolo la colegul meu, și veți primi și semne de carte cu autograful lui Alex, trimis tocmai de acolo, din Noua Zeelandă. Vă mulțumesc!